Astăzi are loc ședința extraordinară convocată de îndată, din 2 octombrie 2023, convocată de către primarul orașului Comăneci. Este întâlnită majoritatea, sunt 12 consilieri prezenți fizic aici în sală, 7 consilieri prin intermediul online. Ședința își poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să fie aici. Bună ziua și bine ați venit la ședința de astăzi, unde vom dezbate, avem pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie pentru consumul propriu al orașului Comăneci de Bacău. Este vorba de panourile fotovoltaice pe care vrem să le construim pe fostele halde de cenușă de la termocentrală, unde vor fi construite aproximativ 1000 de panouri fotovoltaice, cu o capacitate totală de aproximativ 400 de kWh. Trebuie să aprobăm indicatorii tehnico-economici, pentru că ni s-a depus proiectul tehnic, a fost făcut și odată ce avem proiectul tehnic, putem să scoatem la licitație execuția lucrării. Valoarea totală a proiectului este 6.991.000, 69 de miliarde, aproape 70 de miliarde de lei vechi. Întrebări? Domnul președinte? Da, mulțumesc, domnul primar. Bună dimineața, vă spun și eu. Se supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da. Primul și singurul proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie pentru consumul propriu în orașul Comăneci, județul Bacău. Proiectul a fost prezentat la comisie. Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul primar, dacă dumneavoastră mai... Mulțumim frumos, cam atât a fost pe ziua de azi. Pentru sâmbătă, dacă sunteți interesați, are loc evenimentul la Palatul Ghica, acela cu cei care au desfășurat. Sunt a treia ediție, când sunteți invitați, cine dorește, cine poftește, se plimbe cu trăsura. La Palatul Ghica, care de fapt este palatul nostru. Pentru că, între timp, din banii noștri, din bugetul local, am achiziționat atât Palatul Ghica, cât și Parcul Ghica, în suprafață de 74.000 de metri pătrați, aproximativ 7 hectare și jumătate, la un preț de aproximativ 7 euro metru pătrat. În acești bani, fiind inclusă și valoarea totală a Palatului Ghica. Adică, Palatul Ghica nu ne-a costat nimic, iar prețul terenului este 7 euro metru pătrat și ca să facem o comparație, peste stradă, peste drum de Parcul Ghica se află supermarketurile care au fost construite pe fostul EFIL, fostul UFET. Avea denumirea de UFET, după aia EFIL și după aia au fost vândute la supermarketurile. Valoarea de vânzare la acele terenuri a fost de... Și au fost mai multe prețuri, dar cel mai mare preț cu care s-a vândut a fost 160 de euro metru pătrat. Noi, Primăria Comănești, OAT Comănești, Consiliul Local Comănești, am cumpărat Palatul Ghica și Parcul Ghica cu 7 euro metru pătrat de teren, lângă cei care au vândut cu 160 de euro metru pătrat. Pentru că am văzut că se fac discuții, că au dat o grămadă de bani. Nu, n-am dat nicio grămadă de bani. Iar valoarea palatului este gratis. Așa că, în momentul în care veți dori și aveți posibilitate,
vom merge la parcul și Palatul Ghica, care este proprietatea noastră. Deci vă puteți plimba prin fața moșiei dumneavoastră. Oricând. Dar mai necesită investiții. Investiții pe care dacă noi am avea banii acum, deci am depus și este pe o listă sinteză la Consiliul Național la Compania Națională de Investiții și în momentul în care vor fi finanțări și intrăm pe finanțare, este ok, dacă nu, mai căutăm și alte surse de investiții și este posibil pe un program, un program operațional regional să fie lansate programe pentru monumente istorice. Putem să depunem și acolo, în valoare de 7 milioane de euro. Dacă noi am avea 7 milioane de euro acum, noi am putea să reabilităm acest palat fără să întindem mâna și fără să avem nevoie de o finanțare externă nerambursabilă. E complicat? Eu zic că e simplu. Noi avem proiecte în derulare acum în valoare de 57 de milioane de euro. Bani nerambursabili. Cu acești bani facem investiții în diverse domenii. În sănătate, reabilităm spitalul. Și o să vă invit probabil tot săptămâna aceasta la încă o ședință pentru o nouă investiție la spital în valoare de aproximativ 17 milioane de euro. Nu cred că cineva s-ar opune la o asemenea investiție. Toate celelalte proiecte care le avem în derulare necesită cofinanțări. Dacă nu avem niciun program, aproape, sunt și programe care avem cofinanțare zero, puține, dar la toate proiectele care le depunem, este necesar de cofinanțări din partea bugetului local. Iar acum știți cu toții că avem spitalul, școala Ciprian Porumbescu, școala Liviu Rebreanu, școala numărul 4 Șupan, școala cu zavodă, sala de sport de la Costa Chiciocan, grădinița de pe strada Minerului. Toate aceste lucrări se execută pe fonduri europene. Străzile care le construim în aferente acestor școli, avem vreo 10 străzi în asfaltare care derulează programul. Cine are de întrebat să întrebe. Noi suntem obligați să vă răspundem. Deci este posibil să vă mai chemăm la o ședință săptămâna asta, poate o mai lăsăm, poate că mai apare vreo altă problemă. Dacă mai sunt și alte probleme, să nu se ivească chiar și un alt proiect care este foarte urgent, așa cum a fost cel de astăzi. Da. Cam atât. Mulțumesc frumos. De săptămâna viitoare, de pe data de 12 până pe data de 15 octombrie, va avea loc campania de sterilizare gratuită pentru căței din orașul Comănești. Dacă aveți bunăvoința și cunoașteți vecini, persoane care au câini și nu i-au sterilizat, recomandați-le să vină în perioada 12-15 octombrie să-și sterilizeze animăluțele din curte. Bineînțeles că o nouă serie de câini au apărut în oraș, în urma celor două campanii de sterilizare din primăvară, și bineînțeles că îi vom ridica din nou. Într-un cuvânt, muncim ca Ion la pop. Noi sterilizăm, microcipăm, alții cară, îi aduce aici, îi scoate din curți, nu vor să-i sterilizeze și mai și țipă în gura mare. Zice. Ce, Doamne, mă pune pe mine să sterilizez câini în loc să ia pe ăia din oraș? Da, domnilor, noi de asta ne chinuim să-i sterilizăm, să nu mai apară câini în oraș.
Da. Spuneți-i să nu mai fluire, că s-a terminat ședința. Da. Mulțumim frumos și o săptămână frumoasă. Mulțumim.